Oameni buni, fiți atenți aici! Am avut aproape în fiecare zi o doamnă de etnie romă și o tot duc să-și cumpere flori din anumite angrouri și de flori, bineînțeles, și tot am ajutat-o. Și vreau să vă spun că de fiecare dată am ajutat-o cu plăcere. Repet, de etnie romă. Și al arterii, se simțea rău și o întreb, nu vă supărați, ce vă doare? Zice, mă doare stomacul. Ok, m-am dat jos repede, i-am cumpărat o pastiluță și i-am dat-o. N-am auzit niciun mulțumesc din partea ei. Nu m-a deranjat și nu m-am gândit să fac această faptă bună pentru a primi un mulțumesc. Cu toate că trebuie să fie la locul lui, pentru că și pe mine mama mea m-a învățat de fiecare dată când mă sprijină și mă ajută cineva să spun un mulțumesc. Acum, ea de fiecare dată când mergeam să cumpere flori, mi le lăsa, știți, când parchează tirul de garează cu spatele, este acea bordură înaltă ca să poată să vină la nivel cu platforma de tir, cu remorca. Și mi le lăsa acolo. Ea, ca și cum eu, trebuia să mă dau jos din mașină, da? Și să iau acele pachete cu flori și să le bag în portbagaj. Niciodată nu am zis nu. Niciodată nu am zis nu. Băi, femeie în vârstă, no comment, trebuie să ajuți. Indiferent de ce naționalitate suntem, da. Și acum, astăzi, am tot ajutat-o, de fiecare dată nu am primit niciun ciubuc în plus, vreun tips. Nu m-a deranjat și nu despre asta este vorba. Repet, nu despre asta este vorba. Acum, astăzi, ce credeți că pățesc? O ajut din nou, da, și ajung cu ea la punctul de florărie, unde are ea florăria, și am început să o ajut să descarc, ca de obicei. Și acum venea o doamnă să mă ajute, bineînțeles, ca de obicei. Și eu am venit pe partea asta la întâi, iar doamna asta a venit pe partea asta la pe cealaltă parte, da, a punctului de florărie. Și doamna asta care mergea cu mine, da, îi spune, lasă-l pe român să care. Poftim? Lasă-l pe român să care. Ea deja îmi plătise cursa, bineînțeles, fără niciun tips. Repet, nu este vorba de șpagă, de tips, cum îmi place mie să zic șpagă. Nu, este vorba că oamenii buni sunt luați în derâdere de unele persoane. Este urât să luați în derâdere persoanele cu bun simț, persoanele care vă sprijină, persoanele care vă... Mă gândesc că așa a fost, am fost luat în derâdere și a zis că lasă-l pe român să care. Adică n-am înțeles. Eu nu sunt nici slugă, nici, cum se numește, din cauza că sunt bun la suflet, e posibil să fii luat în derâdere de alte persoane. Oameni buni, pentru cei care mă urmăriți, dacă cumva faceți acest lucru, cu oamenii care vă sprijină și vă ajută, o să vi se întoarcă împotriva voastră, pentru că nu este frumos. Vă salut și vă respect pe toți. Suntem la taxi din nou, avem aici două aplicații, sper să intre. Să știți că am avut astăzi clienți, chiar dacă am avut-o și pe doamna de etnie romă. O să evit să o mai iau, da. Practic sigur. Nu i-am zis nimic, ca de obicei i-am zis să rămână la revedere, dar voi evita să o mai iau. Da, nu mi-a plăcut atitudinea, lasă-l pe român să care. Vă iubesc, dar o să o fac în continuare și voi sprijini, indiferent de ce etnie este persoana, o voi ajuta în continuare. Ăsta sunt eu și așa voi proceda tot timpul. Mergem mai departe, oameni buni.